Ștefan Vodă cel bun, vrând să margă la biserică într-o o duminică dimineața la liturghie, în târgu în Vasluiu și ieșind în polimari la curțele domnești ce era făcute de dânsul, au auzit un glas mare de om strigând să aducă boii la plug. Și mirându-se ce om este acela, să are duminica și îndată au trimis în toate părțile ca să-l găsească pre acel om să-i aducă la dânsul. Și l-au aflat pre om în sus apa vasluiului, cale de patru ceasuri, arând la o movilă, ce se cheamă acum movila lui Purcel că pre acel om încă îl chema Purcel. Și ducându-l pre acel om la Ștefan Vodă, l-au întrebat Ștefan Vodă. El au strigat tare și pentru ce are duminica?" El au zis că au strigat el să aducă boii la plug și ară duminica că este om sărac și într-alte zile n-au vrut frate său să-i de plugul și acum duminica i-au dat. Deci Ștefan Vodă au luat plugul fratelui celui bogat și l-au dat fratelui celui săracu, să fie a lui.